Salve, dudes, și bine ați venit la un nou episod de Construction Simulator pe Barbă Neagră. Fraților, am aici cosplay-ul, ia uite. Pac, complet, tot frumos. Avem de asemenea și ochelari de protecție. Pa da, no! Fraților, conduc către șantier acum. Am reparat, am băgat carburant în al meu aici excavator, pe care îl avem acolo în spate. Se pare că am și ceva pământ în cupă, din câte observ eu. Hai să dăm și noi un semnal. Și băgăm pe dreapta. Hai, mane, lasă-mă și pe mine că-s mare. Trăiți iar familii? Oh, oh, nu. Gata, mă lăsați? Așa, sper să nu iau semnul ăla. Ala-i, mă. Ala-i, mă. Stai să închidem semnalul. Let's go! Băgăm și ceva ETS-2 aici. Pa, da, no? Se pare că aici am ajuns. O să fac dreapta. Îmi place foarte mult cu semnalizatoare, dar se pare că nu prea pot să intru decât să... Ha! Ăsta nu pot să le dau jos? Să le dăm un picuț la o parte, poate? Astea? Nu? Nu se poate da jos? Nu. Cred că pot să intru prin ele. Ia. Yeah. Da, cred că... Cred că merge. Yep, nu s-a plâns nimeni. În regulă, pe băiatul meu o să-l duc mai în față o leacă. Ca să putem să-l descărcăm și remorca asta. Trailerul ăsta imens o să trebuiască neapărat cumpărat pentru că îmi place. Ce vrei? Asta e, să m-am obișnuit cu binele. E prea fain. Hai să-l punem aici, pe marginea, așa mai putem să mai trecem și pe lângă acolo, așa. Închidem semnalul. Extindem rampa. Ala-i. Și acum putem să desecurizăm, să luăm chingile de pe excavator. Este în regulă. Avem rampa extinsă sau mai trebuiește? No, pare extinsă. Bun, hai să mergem în băjatul. Și să facem... tranșeele, pentru că asta trebuie să facem acum. Acum e acum, să vedem dacă se dă jos bine. Așa. Am și o rugăminte la voi. Dacă v-ați uitat până acum, aici, sunt situații în clipurile mele atunci când întâmpin ceva dificultăți, ceva problemuțe, dar tot eu le și rezolv în decursul aceluiași clip. Așa că ce vă rog este să comentați doar dacă ați văzut clipul cap-coadă, să comentați cu sugestii, doar dacă ați văzut clipul cap-coadă, pentru că altfel este inutil. Am văzut în ultimele clipuri că multă lume comentează la anumite probleme pe care le am eu în episod, pe care eu le rezolv la un minut distanță de când am avut problema respectivă. Dar pentru că obișnuiți să dați skip foarte mult, nu știți că am și rezolvat problema respectivă și e foarte interesant că de multe ori poate am altă rezolvare decât la cea care vă gândiți. Așa că e cel mai bine ca o sugestie să vină doar după ce ați privit tot episodul, să vedeți dacă mai este nevoie de acea sugestie sau nu. Cât este ceasul? Mamă, 6:21, iar m-a prins seara. 20%. Ok, să dau un pic în spate. Să oplu aici tot. Am ceva nasol, să zic așa, la excavator. Aș vrea să modific din setări treaba asta. Și anume, nu pot să dau cu marșarieră în spate, cum dau eu de obicei. Trebuie neapărat să dau cu pedala de frână. Și nu-mi place asta deloc. Un pic mai extinsă, că vreau să o pun acolo în spate. Nu mai merge acum. Ok, hai că o punem aici, nicio problemă. Ala ește. Cred că trebuie să iau și pat. No, mai în față, mai în față, mai în față, mai în față, mai în față. Pasta. Yep. Fii atent că dacă dăm așa cu spatele, putem râma. Ala, ia uite cupa plină. Hai, s-a mers. O să mă dau un pic până în spate. Cred că deja am cam umplut și... Da, cred că s-a cam umplut mașina mea aici. Cât avem? 27, ok. Cred că ar fi bine să începem și din altă parte. Cred că ar fi bine să începem și de aici. Probabil o să dau restul pe lângă și lăsăm Scania acolo. Și o să mergem să vindem pământul sau nu știu cât o să scot eu pe el, dar dacă îmi scot măcar închirierea utilajelor, ar fi superb. Așa, nu luăm de la suprafață, luăm de la adâncime. Și după cum bine v-am obișnuit până acum, fraților, jucăm evident și cu volanul și cu joystick-ul. Ăsta este cel care controlează excavatorul. Să luăm un picuț mai din față de aici. Da, trebuie neapărat. Știi ce? O să fac asta acum pentru că mă sâcă e prea mult treaba asta. So, controls,
Nu keyboard, Logitech G29 și îmi trebuie categoria de excavator. Machine, driving, driving on tracks. Brake, brake. Cred că asta este. O să-i dăm assign clutch. Asta mă interesează. Cred că am rezolvat-o, ia. Altă viață. Altă viață. Deci nu aveți idee de cât timp vreau să fac chestia asta. Cupa mea, și fi dorit să se miște un picus, poate mai repede. Așa, 35, nice. Păi acum pot să-l controlez și eu, mă, cum trebuie. Altă viețucă. Ce frumos l-am luat pe ăsta, 38. Nice. Am o mică problemuță aici. Am făcut tranjele și nu prea îmi dă procentajul. E posibil ca cel din față să nu fie făcut corect. Probabil, dar nu știu sigur, probabil dacă încă se mai vede linia galbenă, nu este în regulă. Și că mai încerc o dată aici. Cred eu că asta ar fi problema. Avem 86, acum am cam revenit un pic. Am ajuns la un 90 la un moment dat. Dar nu prea mai vreau, 86 și doar atâta? Cum naiba vine asta? Ia. 88. Băi, mă apropii. Deci dacă ne uităm cu V-ul, observ că trebuie mai adânc tranșeul. Tot tranșeul. Oh my god, mai am atât de puțin. Am 97. Și trebuie doar să iau așa. 98. Trebuie doar să fiu cu minte, atâta tot. Pentru că cumva la un moment dat am mai adus pământ din afară și... Aaaa, 100%! Let's go! Ok, bun, hai să strângem. Jos cu ea și îi dăm cu spatele. Ah, ce tare! Drumul ăsta este închis? Mi se pare că ăsta este închis, nu prea am văzut nimic trecând pe aici. Așa că o să-mi pun utilajele pe lângă, în afara liniei delimitatoare. Ala e bun, deși reloader-ul și Scania de asemenea trebuie să le luăm de aici. No problemo, hai să luăm reloader-ul acum și Scania o vom teleporta. Să vedem dacă putem să vindem pământul ăsta. N-am idee dacă scoatem ceva pe el, știu că asta este un modal. Opa, ce am văzut aici? Stai! Stai că am văzut aici un skill. Lăgoci. Eo, un colectibil, let's go. Curios că astea nu dispar, ele rămân tot așa pe hartă, doar că sunt semi-transparente. Cupa sus, băjeatul. Trebuie să o facem așa, vreau să mă urc în partea cealaltă. Poate cu ăsta o să trebuiască să mai lucrăm. O să-l punem și lăsăm să stea pe aici prin parc. Stai calm, stai calm. Ala este. Bun, pe băiat l-am parcat frumos. Hai să mergem în Scania. O să profit acum chestii seară și... Na, timpul de lucru s-a terminat pe șantier. Mergem să vedem dacă putem să vindem pământul ăsta. Și dacă ar merge, ar fi ceva. Deci, trebuie să mergem în zona asta, la gravel plant, fast travel. Trebuie să mă uit să văd cât am aici în benă. Ce cantitate. Că e contenește. Ne spune? Nu ne spune? Dar nu e plin. Avem impresia că este plin, dar nu este plin. Oh, 24.000! Nice! Se pare că avem un step completat. Bun. Unde îl duc ăsta? Nu știu. Hai să vedem. Punem aici. Cred. Știu că aici am mai adus până acum, deci cred că tot aici o să duc. Yeah. Deci nu mergem mai în spate. Fill up. Doar fill up am. Ok. Hai să mă orientez un pic altfel. O conta. Nu știu unde să-l descarc. Să-l descărcăm acolo în spate? Este așa. Nu știu unde l-am descărcat pe asta ultima dată. Colea? E foarte posibil. Așa pare. Aici ce scrie? Beer Sandman. Băi, sper să accepte și pământ, pur și simplu. Adică, pământul cam andit. Se vinde și el. Mai umpli gropi. Mai nivelezi terenuri.
Ia, o să-l bag aici să vedem cum merge. Și lumina, păi. Așa. Dar chiar din interior se vede lumina? Da, la asta se vede și din interior, la excavator nu prea, nu prea. Nu se vede deloc la excavator din interior. Bă, dacă nu merge și nici aici, ați pierdut, trebuie să stau să caut prin toate zonele. Ia. Bă, băiatule! Băi, ceva de spirit. Unde să-l vinde, mă? Au încercat aici? Nu e. Deci nu e. Și nu mai apare nimic la F, înseamnă că trebuie să... Ba da, mă, ăsta a fost! Aaa, deci trebuie să plec din zona! Aaa, vezi, foarte neintuitiv. Deci întâi trebuie să mergem pe încredere, practic, știi? Ne punem aici. Dar să zic, nu comentați că după aia îmi dau eu seama, știi? Trebuie să ridicăm aici. Și făceam asta, dar nu primeam nimic. Zic, bă, ce se întâmplă? Dar se pare că după ce... Uite, vezi, nu primești nimic. Dar după ce pleci, primești bănișorii. Ia să vedem acum cât am luat și eu. Dar am luat ceva, 8 cape. Primul, 2, 252, al doilea. Nu este rău deloc. Bun, fraților, hai să vedem acum. Știi ce? Cred că am să trag un pui de somn acum. Până la prânz. Și să doarme. Ca boierii până la prânz. Acum hai să vedem următorul stagiu și ce ne arată. Avem cable or materials delivery. Super tare. Special component placement. Cable laying, cable laying. Ok. Deci ne trebuie o drăcie de asta. Eu am deja. We are Guciandos. O avem pe asta. Sau de asemenea platformă și avem și platformă mare. Dar oare ce materiale și câte necesită? Avem cable drum 0 din 2. Cable drum. Ia să vedem cât de mare e asta. Cable drum. Bă, asta le ducem direct pe sit. Ai, hai să mergem pe checkout. Super tare. Ai, și acum pot să folosesc și noua mașină cu macara. Genial. Construction seat, da, te rog frumos. Hai să vedeți la ce mă refer. Este prima dată când o folosesc și o să vedeți și de ce am luat-o pe asta, pentru că pot să folosesc doar capul tractor, care are o minima cara atașată, pentru a putea muta de aici colea. Bun, hai să decuplăm prima dată. Ala e. Și o să mergem, hai, prin parc. O să nu iau piatra aia. Așa. Bă, dar multe pietre pe aici, mă. E bun, e bun. Și asta e că înainte avem și Ben în spate, dar acum având doar capul tractor, este un pic mai ușor. Deci trebuie să lucem în partea asta. Macara posibilitate, nu am, nu prea am mascara posibilitate. Așa că hai să venim. Păi în primul rând o să mă pun la mijloc și după aia nu știu ce fac cu asta, că e cam departe, trebuie să fac din două. Ai un puțin dificilă. Hai să vedem. Prima dată îi dăm pe change mode, o ridicăm fata. Hai, mă, ridică-te! Deci, mă, că nu vrea, până nu pune picioarele stabilizatoare, nu vrea, dă nicio culoare. Și pe stânga. Ala-i. O extindem, da, se pare că este fix ca la cealaltă mașină pe care am avut-o. Ai identic, aș putea spune. Mergem așa, deasupra. Și o punem jos. Ia. Superb! Uite cât de repede s-a întâmplat toată manevrarea asta. Ce vorbești? Deci, dar chiar eu de aici am? Da, am de la volan. Păi și cum pot să văd eu? În oglinzi? Cum la aibă putem să facem asta? Nu prea merge. Ia uite, bă. Ați. Și acum pe asta, e, asta este un pic problemă, că trebuie să o duc în partea alaltă. Și nu prea merge, vezi? Eu extind, dar cât s-o și extind până la urmă. Oh! Wow! What the fuck? Mai ies segmente! De ud. Holy shit, nu mă așteptam să iasă atât de multe segmente. Acum, îl pun jos, nu-l pun jos. Da, deci nu merge drive mode, deci nu putem să ne mișcăm sub nicio formă. N-am decât să-l pun jos, asta e singura chestie.
și să-i dăm reset și după aia drive mod ca să mă pot muta, pentru că distanța e foarte mare. Din câte observ, nu am posibilitatea de a instala aici o macara și probabil este un job prea micuț pentru a necesita o macara. Bun, mai facem treaba o dată. Măcar știm o treabă, că merge clar. Alai. Mare extindere, gata cu extinderea, doar îi facem o plasare și voilà. Trebuie să le pun și pe astea. Oh, maga. Ok, cable manhole. Ok, hai, dă-mi una. Aia e. Oare ajung în partea cealaltă? Hai, o voi extinde la maxim. Și așa, segmentele astea m-au impresionat, mai știu să fie chiar atât de multe. 1. Chestia e că durează până se extinde și retractează. Nu e cel mai rapid proces, într-adevăr. Bun, și pe ăsta, pe cealaltă, cred că trebuie să-l fac din două. Nu cred că pot să... Ia să văd cât de... la ce distanță... Da, n-am cum să ajung. Nu, nu, nu. Îl voi face din două pe ăla. Ai. Și îl extindem. Uite și tu segmentele, mă. Băi, ceva... frumos. Ia să vedem. Na, n-am cum să ajung până acolo. Eu îl duc maxim, dar n-am. Opa! Opa! Ia fii atent la treaba asta. Dacă îl fac așa și îl cobor de la principală și îl fac așa, cobor de la principală, am mai câștigat un metru și prin balans, ia fii atent. Încerc un balans, ok? Mamă, deci sunt acolo, știi cum sunt? Ah! Dar dacă îl balansăm așa... Nu merge! Nu merge pe unghiul ăla, știi? Așa că o să las cu grijă aici. Și merge un pic cu capul tractor mai în spate. Oricum, distractivă faza. Îmi place. Hai și le instalăm pe băiat aici. Mamă, dacă ar fi mers treaba asta, cât de tare ar fi fost. Cred că după aia ne mai dă trei cutiuțe de-astea de pus. Hai, marea extindere. Alai! Opa, trebuie să luăm pe ăsta? Ba nu, lay cables, trebuie să mă dau jos. Îți punem cablul aici. Ia, yeah, opa. Asta este, asta este, asta este bună de poză, fii atent. O să facem o poză. Mergem așa, mergem pe cameră, photo mod. Mergem pe... soare. Asta e, să vedem. Asta e umbră în partea asta. Vreau să mut umbra în partea asta. Avem soare în zonă. Așa. Acum vedeți procesul de a face un thumbnail. Cam așa. Hide UI. Ne poziționăm. Hide UI. Poza. Backspace Gucci. Hai să întindem cablurile. Gata, uite-le acolo în pământ, ok. Deci astea sunt cablurile de înaltă tensiune care trec pe sub stradă ca să nu treacă pe deasupra, ok. Bun, punem și pe asta. Faci tare. 100%, încă 24.000 de euro. Pau, ce vorbim? Package of Noise Barrier Pillars 1, Package of Noise Barrier Elements 2.
Ok. Fii atent cum facem aici. Resetăm drive mode. Luăm platforma și mergem să luăm drăciile astea. Eu cred că dacă cuplez platforma, mă teleportează și cu dânsa. Teoretic așa ar trebui. Opa. Am încercat să bag pietrele aia sub mașină, nu prea a mers cum trebuia, dar cumva nu m-am rostogolit. Hai, încă un pic în spate. Aia a fost, let's go. Bun, și acum ia să vedem. Trebuie să merg aici? Aici trebuie să merg? Really? No. Sigur. Eu le luam din altă parte până acum. Dacă mi-arată un loc și mi-arată o întoarcere. Deci cred că aici, dar nu prea îmi place mie cum mă duce. De ce mă duce până la giratorul ăla? Ar trebui să ies cumva de pe aici. Ok. 2 km 700 cu asta. Ma! Ma! De ce nu mergem? Ok. Știu de ce nu mergem. Ramp. Asta mă trebuie și acum. Ok. Avem ceva de mers. Deci ne trebuie package of noise barrier pillars și elements. Un pilar, două elemente. Hai să schimbăm banda. Și o să-i dau tare așa să mergem. Uite, 60. Să vedem cât prinde asta maxim. Îi rupem fâșulescu un pic așa. 70. Ok, în regulă. Deja dacă prind 70, sunt super happy. Păi iar Gucci. Opa. Avem verde, avem galben. Am trecut pe galben, nu m-am amendat. 85, frumos. Am trecut sem pe galben. Ce vorbim? 88! Mă, cât prinde asta? 90? 90 maxim, cred că e. Da, 88. 88 e... A, bine, are încărcător. Probabil el așa gol ar prinde un 90. 2 km de liste. Ok, mai avem până acolo. Mamă, fraților, cât am mers. Deci clar mă voi teleporta când mă întorc. Am mers atâta chestie, un loc nedescoperit și din cauza asta nu mă pot teleporta. Dar holy shit, deci m-a băgat printr-o mie și una de străduțe. Am 450 de km rămași din 2 km 800 aproape. Deci ceva... Vai! Ce-a, zici că a fost cursă de ETS. Să o luăm larg, că noi avem platforma în spate. Bun, giratoriu față. Băgăm rapid, că ăștia se mișcă încet. Ies în față. Aici. Pe aici am prioritate. Hai, când am zis că am luat-o larg, apoi, fraților, am luat-o larg. 120 de metri. Nice. Deci aici luăm prefabricate de metal, se pare, ceva de genul. Ia. Yeah. Building yard, ok. Și aici unde mă încadrez, în stânga. Aoleu, sper să nu necesite... Cred că se necesită macara astea, a? Oh, da, e foarte posibil să necesite macara astea. Da, așa să mă încadrez și-o drept. Ala a fost? Ia. De fapt, mie mi-arată să mă dau jos. 4 metri. Le iau și pe astea? Da. Care e ăla 1 de pilări? Pilării sunt ăștia mari. Cele două sunt elementele, dar ăstea mici, ăstea de aici ce sunt? Ăstea cu care sunt eu? What? Ok. Dubioasă treaba. Sper să meargă încărcate așa. Da, deci așa vrea. Unul acolo, două aici. Bun, păi și celelalte? Ale cui sunt? Foarte dubios, dude. Dar nu știu ale cui sunt alea. Trebuie să le iau, nu trebuie să le iau. Hai, sus. În regulă, sus cu tine. Și în spate, mamă ce late sunt. Mamă, deci mă bucur maxim că am luat platforma asta. E momentan închiriată, nu este cumpărată, dar clar o să o cumpăr imediat.
Alai! Hai și cu următoarea. Ce vorbești? Ia uite, mă! Hai, încă un pic extinderea. Mamă, ce am dat cu ele! Le-am făcut testul de fabricare. Bă, păi stai un pic, că nu mai duce în spate. Hai să mai câștigăm câțiva centimetri. Alai! Let's go! Nice! Mamă, și mai am unele, pe astea unde Dumnezeu le pun? Azi, cu totul, mă, astea! Nu se pun deasupra? E, eu nu cred că o să meargă deasupra, părerea mea. Din ce am văzut eu în jocul ăsta... A, s-a făcut complet întuneric, superb, la 7:30. Din ce am văzut eu în jocul ăsta, nu prea mă lasă. O să o întorc și o pun transversal. Yeah. Nu pot să întorc mai mult. Hai să vedem în partea asta dacă merge. Întorce foarte greu. Vezi, n-are un loc pentru ea. Asta e... Asta e beleaua. Eu am securizat, dar acum când mă mișc ea... Oh my god, merge! Oh, wow! Superb! Le-am luat pe toate! Let's go! Fraților, continuăm data viitoare. Până atunci, multe salutări vă doresc!